fermierii și Ministerul Agriculturii au ajuns la un acord. Protestatarii au cerut urgentarea plăților de la APIA, compensări pentru pierderile cauzate de transporturile din Ucraina, credite subvenționate, dar și actualizarea ajutorului de stat pentru rambursarea accizei la motorină folosită în agricultură. Ministrul Florin Barbu a anunțat mai multe măsuri de sprijin și a dat asigurări că există suficienți bani prevăzuți în bugetul de anul acesta. Anul acesta, până pe 30 mai, vom acorda un sprijin de 100 de euro pe hectar pentru toate culturile din toamna anului 2022. Vom da un sprijin în zootehnie, 100 de euro UVM vacă de carne, 100 de euro porc, 100 de euro în sectorul UVM avicol. Vom subvenționa integral în anul 2024 și actul este emis până în anul 2026 toată acciza care este utilizată în agricultură. Sunt forme de sprijin pe care Ministerul Agriculturii și Guvernul României le au în bugetul pe anul 2024 pentru a încerca în această perioadă destul de grea pentru fermierii români să scoatem toate societățile fermierilor din dificultate. Pentru acest lucru am venit în sprijinul fermierilor români cu două proiecte foarte importante. Pe de o parte, creditul fermierilor, care se dă pe cadrul Ucraina, unde vor beneficia de capital de lucru, cu 1,95% dobândă, roborul suportat de către Ministerul Agriculturii și Guvernul României. Doi, un al doilea credit, creditul agricol cu 2% plus robor, care este pentru capital de lucru, pentru investiții în ferme și inclusiv pentru realizarea proiectelor care vor fi depuse ca și cofinanțare prin Programul Național Strategic. În plus, Barbu a anunțat și că permisul de conducere categoria B va fi echivalat pentru tractoare, dar și că ratele creditelor neperformante vor putea fi amânate. Am pus pe procesul verbal asumat astăzi echivalarea categoriei B cu TR, echivalarea B1 cu TR și, practic, o derogare până la 31 decembrie 2024 pentru ca toate utilajele din agricultură să se înregistreze la primărie cu numere galben fără a fi necesară înmatricularea. 2. Am pus un proiect foarte important pentru accesarea acestor credite, amânarea la plată a ratelor pentru creditele neperformante pe care fermierii le-au luat cu dobânzi foarte mari. Vorbim aici de IFN-uri și alte instituții bancare. La rândul său, reprezentantul fermierilor din Alianța pentru Agricultură și Cooperare, Marius Micu, a anunțat că vor exista grupuri de lucru pentru a urmări implementarea promisiunilor. Având acest document cu termene asumate și un alt element important pe care am uitat să vi-l aduc la cunoștință, este că am agreat împreună cu domnul ministru să constituim grupuri de lucru ca împreună, în cadrul acestor grupuri de lucru, să urmărim termenele pe care vi le-am prezentat pentru soluționarea celor 13 propuneri menționate. Astfel că înseamnă că actul de reprezentare nu se oprește aici din partea organizațiilor și vom continua dialogul cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca și până acum, să nu credeți că este pentru prima dată, venim săptămânal, depunem totdeauna solicitări, unele se rezolvă, altele nu. Iată că astăzi am rezolvat mai multe, mulțumim domnului ministru, sper să și ajungem să le punem în aplicare, dar de aceea au fost create aceste, se vor crea de fapt aceste grupuri de lucru care vor urmări termenele, astfel încât să nu le depășim. Din partea organizației Alianța pentru Agricultură și Cooperare, care am anunțat proteste în cazul în care vom veni cu solicitări astăzi, adică a organizațiilor profesionale care fac parte, o să avem o întâlnire în care o să ne consultăm, pentru că mare parte, o mare parte dintre solicitările noastre au fost agreate în primul ministru, probabil că vom decide să suspendăm orice inițiativă, pentru că nu era vorba de mai mult de atât, orice inițiativă de a efectua proteste până la ajungerea la unui termen.
Trebuie precizat că protestele fermierilor începute miercuri pe principalele drumuri din țară nu au fost organizate oficial de marile asociații din domeniu. Apar primele detalii despre cei aflați în spatele protestelor fermierilor și transportatorilor. În prim plan este Dănuț Andruș, o prezență constantă atât în timpul negocierilor cu autoritățile, cât și la declarații. Jurnaliștii de la Newsweek scriu că Andruș a început demersuri pentru recunoașterea personalității juridice în instanțele de judecată a Partidului Alianței Fermierilor și Antreprenorilor Români. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, jurnalistul Newsweek, Stelian Negrea, a subliniat că unele mesaje ale acestora se aseamănă cu cele ale propagandei de la Moldova. Deocamdată nu e înființat. Ei au dosar pe rolul Tribunalului București, dosarul 29374/3/2023, da? Și au avut termen pe 27 noiembrie 2023, în care instanța l-a respins recunoașterea asta de la personalității juridice a acestui partid. Partidul se numește Partidul Alianța Fermierilor și Antreprenorilor Români și pe 18 decembrie anul trecut au făcut apel și din discuția mea cu domnul Andruș nu le-au dat încă un termen. Să spun din capul locului că pe piața politică are voie să intre oricine, da? Alții, unii au intrat pe piața politică în 89 comițând crime, da? Nu mai rău să vorbim despre înființarea FSN-ului și a partidelor vechi, alții au intrat în piața politică, cum e George Simion, dându-se cu capul de asfalt în Piața Victoriei sau luând bătaie de la jandarmi. Fiecare are dreptul să intre în piața politică, dar în opinia mea n-ar trebui să se cațere pe nemulțumiri reale, da? Au încercat cei de la AUR și cei de la și doamna Șoșoacă și acum vedem că și domnul Andruș, care se erigează în este cel care negociază ceea ce se întâmplă în aceste zile. Deci care este, negociază, adică este domnia, liderul protestatarilor, da? De ce mi-a spus din start, da? Dacă toți suntem onești. Pentru că de asta e vorba. Chiar dacă e vorba de acest guvern șleampăt care ia niște decizii care te urcă pe pereți. Dar trebuie să spună, domnule, noi am ieșit în stradă și pentru că vrem să facem un partid. Și să declare ce mi-a declarat și mie, că are tot dreptul. Și nimeni nu poate să-i respingă acest drept de a înființa un partid politic. Deocamdată instanța, Tribunalul București, într-o primă instanță, i-a respins, dar probabil că, sau posibil ca la apel să-i încuvințeze acest lucru. Dar una sunt nemulțumirile unor categorii socioprofesionale și dacă sunt reale și au solicitări economice, sociale, de orice natură, e ok. Dar când vedem că în spate, în opinia mea, avem și interese politice al acestor oameni de a accede pe piața politică și ceea ce mă frapează pe mine este că nu numai că nu și-au exprimat public intenția clară de a-și face acest partid politic, dar multe din mesajele lor merg în siajul mesajelor Moscovei, da? Că, domnule, să mai terminăm cu ajutorul pentru Ucraina. Cine este acum, de exemplu, beneficiarul real al blocării vămilor și al faptului că cerealele ucrainene au greutăți în a tranzita teritoriul României către portul Constanța. Nu e cumva Rusia? Nu Rusia pune presiune în permanență pe exportul de cereale? La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, a demontat și el ideile lansate în spațiul public de Dănuț Andruș. Vreau să remarc faptul că există ceva coincidențe în momentul de față în legătură cu anumite interese care sunt satisfăcute pe deplin de pe urma oricărui eveniment care generează dezordine publică, la fel, evident, aducând în discuție interesele fermierilor români care sunt lezate, zice-se, de importul de cereale din Ucraina, transmis public o anumită idee care, în mod evident, dăunează intereselor acestei țări. Hai să o spunem simplu, problema s-a rezolvat de foarte mult timp. În România, cerealele ucrainene tranzitează teritoriul acestei țări sigilate. Noi doar sprijinim Ucraina în legătură cu exportul de cereale prin tranzitarea pe teritoriul nostru acestor cereale. Fluvial, feroviar, maritim, da? În mod normal nu există niciun fel de comerț cu cereale, iar dacă acesta există, este ilegal. Așa că... Deci este o temă falsă? Este o temă absolut falsă. Doi la mână. Uniunea Europeană s-a îngrijit și știți bine, au existat ajutoare sau compensații
care au fost acordate țărilor care sunt oarecum afectate de acest comerț ilicit, ilegal cu cereale din Ucraina, dacă există. Și dacă există, problema cu siguranță este în altă parte. Păcat că ajungem la, uite, să discutăm situații de genul celei pe care am descris-o acum, în condițiile în care știm foarte bine că planeta asta, urmarea războiului din Ucraina, se confruntă cu pericolul unei situații de criză de alimente iminentă. Păcat că indirect foarte mulți se alimentează războiul din Ucraina, susținând fel de fel de teorii pe care mai degrabă le auzim în laboratoarele sau provin din laboratoarele rusești. Păcat că lucruri de genul ăsta se folosesc în chestiuni de politică internă la noi. Nu cred că în momentul de față în România putem să mergem cu agenta de genul ăsta în negocierile cu guvernul. Andruș a respins acuzația conform căreia organizează aceste proteste în stradă pentru a avea o platformă politică pentru propriul partid. Discuțiile despre o eventuală comasare a alegerilor de anul acesta continuă în coaliție între PNL și PSD. Totuși, premierul Marcel Ciolacu a declarat aseară într-o emisiune la Antena 3 că o astfel de decizie nu ar aduce atât de multe economii la buget. Ciolacu a adăugat că discuția este prematură și și-a atacat voalat partenerii de coaliție. Nu cred că România va sărăci dintr-un exercițiu democratic. Nu devenim ridicoli. Cheltuim și câteodată a existat o risipă a banului public, dar când e vorba de democrație, deodată devenim foarte cumpăniți. Cine încearcă să păcălească românii cu anumite comasări, vezi, Doamne, că se fac economii, nu va ține nimic. În cazul în care se ajunge la această concluzie, dar nu s-o faci dintr-un interes politic. Cred că se pot comasa anumite. În acest moment, legislația e foarte clară. Avem alegeri europarlamentare între 6 și 9 iunie, deci le aveam avea duminica, pe 9 iunie. Avem alegeri locale ori pe 22, ori pe 29, cred, septembrie. Una dintre aceste date, fiindcă atunci se expiră mandatele de 4 ani ale primarilor. Iar pe urmă avem turul 1, următoarea duminică, conform legii, sunt alegerile generale și următoarea duminică, turul 2, la alegerile prezidențiale. Așa este legea în acest moment. Dacă Parlamentul decide altceva și modifică legislație în alt sens, se pot face și alte scenarii. Părerea mea că e o discuție prematură. Recent, PNL sugera comasarea alegerilor prezidențiale cu localele sau cu parlamentarele. Liberalii spuneau că o astfel de decizie ar duce la cheltuieli mai mici, dar și la reducerea numărului de zile fără școală pentru elevi, pentru că secțiile de vot sunt organizate în unități de învățământ. Ciolacu a vorbit și despre o eventuală alianță cu PNL, dar după alegeri. Timpul ne arată că nu poți să unești cele două familii. A existat USL-ul. A fost făcut împotriva cuiva. A fost făcut împotriva președintelui Traian Băsescu. Eu împreună cu Nicolae Ciucă nu suntem dușmani niciunul cu altul. Suntem adversari politici, fiindcă ăsta este adevărul, indiferent că reușim să comunicăm împreună și să ducem lucrurile într-o direcție corectă. Foarte greu să mai avem o alianță și liste comune în acest moment. Dar e posibil ca după alegeri, dacă așa hotărăsc românii, să putem reface această coaliție. Liderul AUR, o nouă încercare de deturnare a protestelor transportatorilor și fermierilor, George Simion, a fost din nou huiduit de manifestanți, de această dată la Constanța. Deci vă rog, vă faceți înapoi la București. Așa. Da, asta vă rog. Da? La revedere. N-aveți ce căuta Constanța aici. Acolo, la hoții voi să vă duceți. Ce te uiți la mine așa cu ochii abeliți? Hai, taie-o! Taie-o cu hoții tăi, cu toți! De altfel, Simion și senatoarea Diana Șoșoac au fost huiduiții și joi la afumați în apropiere de capitală. Simion, nu cura protestul fermierilor! Simion, lasă-ne protestul! Lasă-ne protestul! Simion, lasă-ne protestul! Lasă-ne protestul! Lasă-ne protestul! Simion, lasă-ne protestul! Lasă-ne protestul, Simion! S-au mai organizat proteste cu tractoare! Dar cine vă huiduie acum? Ce se întâmplă? Văd că huiduie cineva? Eu știu! Cum v-ați simțit când ați fost huiduit?
Puteți să-mi spuneți? Să-mi răspundeți cum v-ați simțit? Unde ai fost până azi? Când a fost greu? Ai venit acum când ai văzut toți fermierii? Până trebuia să fie aici de la început, nu doar după voturi. Tu ești acolo să salvezi restaurantele pe Herăstrău, nu aici. Lasă-ne pe noi. Vino pe când să vedeți să chine un fermier. Nu știți, bă, ce înseamnă să n-ai bandă motorină, să te gândești nopțile, cum achizi pe aia, de n-aia, nu știți voi. Am făcut rată și la copiii noștri să venim azi aici. Și tu ai venit pe voturi. V-aș crede să închizi că... Nu este prima dată când cei doi lideri extremiști încearcă să deturneze proteste pentru a câștiga voturi. Premierul cere autorității de supraveghere financiară noi modalități de a calcula polițele RCA. Marcel Ciolacu a declarat aseară într-o emisiune la Antena 3 că tarifele nu ar trebui să mai poată fi dublate, dar că măsurile ar trebui să țină cont și de asigurători. La transportatori avem în continuare această negociere în ceea ce privește RCA-ul, unde în seara asta, din câte știu eu, președintele ASF a avut discuții cu anumiți transportatori și au găsit anumite amendamente legislative pe care și le asumă președintele ASF-ului. Rămâne ca și eu să stau de vorbă cu asiguratorii, să vedem limitele în care ne putem încadra și pe care și dânșii le pot accepta. Mi se pare mult cât este RCA-ul acum, chiar dacă avem o incidență de aproape 20%, cea mai mare din Europa, la traficul de camioane, dar împreună încercăm să găsim soluția cea mai bună. Nu mai permite România, am avut vreo 6 falimente la firmele de asigurări. Nu pot să vin să plafonez la un preț convenit de mine și de dumneavoastră aici în studio, pe care piața nu-l poate suporta, pentru că bag acele companii, le bag în faliment și o luăm de la capăt. Trebuie să creăm un climat corect, dar sunt mult prea mari. Media este în jur de 9.000 de lei, se ajungea și la 18.000-19.000, mi se pare mult. Mai ales, repet, mai ales la micii transportatori, foarte greu de suportat. Să existe un echilibru, nu poți să dublezi RCA-ul de la 9.000 la 18.000. E prea mult. Trebuie să găsim alte instrumente mult mai moderne. Nu mai trebuie să fim atât de ricisi. Și sunt ferm convins, vă repet, că voi găsi aceste soluții. Ne-am și spus la întâlnire, domnule, nu vă uitați la mine, eu nu știu Ceaușescu să dau mâine ordonanțe și decrete și decizii. Au intrat în sistemul de transparență. Reducerea tarifelor la polițele RCA este una dintre principalele revendicări ale transportatorilor. Marcel Ciolacu a mai declarat că se așteaptă ca în zilele următoare să ajungă la un acord cu transportatorii, astfel încât protestele să fie încheiate. Noile tarife de referință la RCA publicate de ASF sunt cu până la 6% mai mari față de cele de anul trecut. Fostul președinte american Donald Trump a obținut aseară prima victorie în încercarea de a obține din nou statutul de candidat republican pentru alegerile prezidențiale de la finele anului. Trump a câștigat detașat alegerile primare din partid organizate în Iowa. Dimineață, Trump avea deja 50% din voturi, în timp ce contracandidații Nikki Haley și Ron DeSantis erau amândoi cotați cu 20%. În discursul său după victorie, Trump a anunțat că dacă va reveni la Casa Albă pentru un al doilea mandat, va sigila granițele țării pentru a opri, citez, invazia de migranți. Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc în noiembrie. Principalii candidați sunt Donald Trump și actualul președinte Joe Biden. Sorana Cârste a fost eliminată și ea în această dimineață de la Australian Open. Românca a pierdut meciul cu Yafan Wang din primul tur cu 2-1, deși câștigase detașat primul set cu 6-0. Cârstea era ultima româncă de pe tabloul principal de la Melbourne. Ana Bogdan și Jacqueline Cristian au fost și ele eliminate tot în primul tur. Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului. Starul argentinian a câștigat aseară trofeul FIFA The Best. Messi a fost la egalitate de puncte cu norvegianul Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City. Însă, departajarea s-a făcut la numărul de voturi primite de la capitanii echipelor naționale. Pe 3 s-a clasat francezul Kylian Mbappé, vârful celor de la PSG. Tot aseară, Pep Guardiola a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului.
anului după ce a câștigat cu City titlul în Premier League, Champions League și Cupa Angliei. Meteorologii anunță că vremea se va răci din nou astăzi. Maximele termice vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade. Va mai ninge în zonele montane, dar și în Marea Mureșe și prin Transilvania. Tot la munte și vântul va sufla cu putere. În restul regiunilor, cerul va fi mai mult acoperit pe parcursul zilei. În capitală, cerul va fi variabil astăzi, dar va fi mai frig. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade Celsius.